Răzvan Tănase are 16 ani și este unul dintre cei mai curtați jucători de fotbal din Buzău. Puștiul a impresionat în tricoul formației LPS Buzău și a primit oferte de la Dinamo și de la Academia lui Hagi. Cu sprijinul impresarului Antonio Stoian, buzoianul a mers însă în Italia, unde a susținut probe de joc la Pescara, formație din Serie A. Din punctul meu de vedere, a fost o experiență plăcută pentru mine. Cum au fost condițiile de pregătire de acolo, în comparație cu cele din România? O mare diferență, cred că, în comparație cu fotbalul din România, este altceva. Cam care ar fi principalele diferențe? Se pune accent mai mult pe partea tehnică, pe pregătirea fizică? Se pune accent mai mult pe pregătirea fizică, sunt altfel la antrenamentele, e totul diferit. Condițiile din Italia l-au impresionat pe Buzoian. Acesta așteaptă cu sufletul la gură răspunsul celor de la Pescara. Am înțeles că în cele câteva zile în care ai fost acolo, e impresionat pe antrenorii italieni. Da, se pare erau mulțumiți toți, colegii erau foarte, foarte primitori, a fost tot ok. Cât de mult ți-a plăcea să revii la echipa din Italia, acolo unde sunt mari șanse ca acest lucru să se întâmple? Ar fi o mare realizare pentru mine și îmi doresc în tot cred să mă reîntorc în Italia. Buzoianul s-a pregătit o săptămână cu echipa de tinere de la Pescara. Consideră că a lăsat o impresie bună. Puștiul este cunoscut pentru capacitățile tehnice moștenite de la tatăl său, fost fotbalist în județ și a purtat porecla de Chempes. Fiul Răzvan se pregătește la LPS Buzău sub comanda antrenorului Cătălin Cighir.